Bună ziua și bine ați venit la interviul săptămânii. Pe 11 ianuarie a sosit vestea oficială că în perioada 31 mai-2 iunie 2019 Papa Francisc va face o vizită în România și va vizita orașele București, Iași, Blaj și Sanctuarul Marian de la Șumuleu-Ciuc. Vestea venirii sanctității sale a produs multă bucurie în rândul românilor, indiferent de confesiune, dar pentru noi, cei din Moldova și din Bucovina, vestea și bucuria e cu atât mai mare cu cât Papa Francisc va poposi și la Iași. Deci aceasta este vestea foarte importantă. Papa Francisc va fi la Iași. De altfel, acesta este motivul pentru care astăzi ne-am oprit la Episcopia Romano-Catolică de Iași, aici unde încercăm să aflăm amănunte despre această vizită istorică de la preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar al diecezei de Iași și coordonator general al acestei vizite. Și ne dorim să aflăm în acest interviu cât mai multe lucruri despre semnificația evenimentului, despre implicațiile pe care le are asupra României și a noastră, a fiecăruia dintre noi până la urmă, cum se fac pregătirile și ce ar trebui să știe cei care își doresc să trăiască acest moment important. Bună ziua și bine ați venit la interviul săptămânii cu vești atât de bune. Bine v-am găsit și vă spun această bucurie și eu din partea Episcopiei de Iași, întrucât va fi un moment istoric pentru Iași, pentru Moldova, să avem prezența Sfântului Părinte Papa Francisc. Sunt o serie de semnificații pe care poate le intuim, dar nu le știm în acest moment. Cât de importantă este o astfel de vizită, un astfel de moment, la 20 de ani de la o altă vizită istorică, cea a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, din 1999, și atunci au fost 3 zile de vizită, dar nu la Iași. Am putea spune că este o completare a acelei vizite, pentru că în urmă cu 20 de ani, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea a fost numai la București. De data aceasta, Papa Francisc ne-a anunțat că vrea să viziteze România și atunci, bineînțeles, că a ales provinciile istorice, este vorba de București, Țara Românească, Moldova și Ardealul. De aceea spun că este o completare, pentru că de data aceasta urmașul Sfântului Petru, papa de la Roma, vine în Moldova și vine chiar la Iași, capitala Moldovei. Acea vizită de care ați amintit deja din mai 1999 a fost prima călătorie apostolică a unui papă al Romei într-o țară majoritar ortodoxă, așa cum este România și în prezent cifrele vorbesc de 87% populație ortodoxă. Cu toate acestea, Papa Ioan Paul al II-lea ne-a vizitat. Acum Papa Francisc vine în România și vine, după cum bine spuneați, în mai multe locuri importante, locuri istorice din România. Și vreau să vă întreb ce așteptări aveți de la acest moment, de la această vizită. Atunci când se anunță vizita unui suveran pontif într-o țară, bineînțeles că se fac diferite scenarii. Scenarii care pornesc de la așteptările lumii simple, dar și așteptările pe plan eclesial, bisericesc. Știm că papa actual alege în general periferia, nu a vizitat întâi țările centrale ale Europei, dar a mers la periferie și pe măsură ce vizitează toate aceste țări cu minorități catolice, indiferent de numărul lor, vedem că s-a apropiat și de România. Cum spuneați, este sigur o țară majoritar ortodoxă, dar papa vine aici pentru a-i întâlni pe toți. Și credincioși catolici, și ortodoxi, și de alte confesiuni,
pentru că mesajul său este un mesaj de vestire a Evangheliei. Se înscrie într-un program de noua evangelizare. Și în cadrul acestei evangelizări știm că Papa are foarte mult la inimă apropierea de cei defavorizați, de cei care sunt marginalizați ai societății. Se interesează foarte mult de tineri, de copii și mai ales de familii. De aceea și așteptările noastre aici, când va veni în România și mai ales în dieceza de Iași, cu siguranță că acesta va fi impactul Papei cu o realitate care este destul de complexă în Moldova, pentru că avem și credincioși ortodoxi, catolici, ce drept avem puțin credincioși de alte confesiuni, dar realitatea familiei, a tinerilor, emigrația, problema socială, sunt probleme care cu siguranță stau la inima Papei. Probabil multă lume, mulți telespectatori se întreabă cum am reușit noi, România, să includem pe agenda încărcată, cu siguranță, a Sfântului Părinte, un astfel de moment, o astfel de vizită, și cum ați primit, din nou vă întreb, cum ați primit vestea, amintindu-mi și faptul că nu de mult, la sfârșitul anului 2018, a avut loc acea vizită ad limina, o întâlnire poate premergătoare la Roma cu Papa Francisc, și ați reușit să convingeți să vină în România. Este știut faptul că Papa face și surprize atunci când ajunge într-o țară. De multe ori programul este un pic schimbat, pentru că el vrea să vadă realitățile nu așa cum apar în rapoartele oficiale, ci așa cum stau la fața locului. Atunci când Papa, desigur, a fost invitat la nivelul președinției țării, la nivelul conferinței episcopale, a fost o invitație generală. Dar știind că dorința Papei este să cunoască mai bine realitățile, atunci noi ne-am adresat cu rugămintea dacă poate să se deplaseze și în teritoriu. Și am văzut că Papa a acceptat deocamdată în acest program care s-a anunțat oficial. Am văzut că am fost incluși și noi, dieceza de Iași, chiar popasul de la Iași, pe lângă celelalte locații care au fost deja anunțate. Să sperăm că nu apare nicio surpriză în sensul de a se răzgândi, pentru că deja se fac pregătiri. Lumea privește acest moment ca unul dintre cele mai importante, dacă nu poate cel mai important moment al anului în curs. E și un motto foarte interesant, foarte care merge la inimă. Să mergem împreună este motoul sanctității sale pentru această vizită. E de fapt un îndemn și aș vrea să vă întreb, dincolo de acest îndemn simplu pe care îl percepem, care e sensul, deslușirea acestui îndemn? Da, dacă avem în față această imagine a logo-ului, vedem acolo Maica Domnului care, cu brațele deschise, cuprinde o mulțime de chipuri. E vorba și de tineri, și de oameni în vârstă, și de adulți, și de copii. Și legându-ne de ceea ce a declarat Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, că România este grădina Maicii Domnului, vrem să vedem aici chiar Maica Domnului care îi cuprinde pe toți din această grădină. Și ceea ce scrie de desubtul acestei imagini, să mergem împreună, deci împreună cu Maica Domnului, mergem, sigur, pentru a întâmpina realitatea care este actualmente în România. Toți suntem implicați sub mantia Maicii Domnului, cu toți, cu Papa, vrem să îndreptăm privirea noastră spre această societate, dar dincolo de această societate, spunem să mergem împreună la Dumnezeu, să mergem împreună la Hristos. Pentru că, în final, sigur, și această vizită are rolul de a ne entuziasma mai mult în trăirea credinței, de a ne ajuta să înțelegem mai bine care este
mesajul actual al Evangheliei și acest lucru nu se poate face individual. Mergem împreună cu Maica Domnului, mergem împreună cu toți oamenii, indiferent de apartenența lor confesională, și Papa ne va însoți și va veni tocmai ca să ne încurajeze în acest sens. Ce fel de dieceză credeți că va găsi Papa Francisc și care este situația catolicilor din zona Moldovei? Cum va descoperi dieceza noastră de Iași? Cu siguranță că Papa a auzit până acum de România, de realitățile Bisericii Catolice din România. A auzit cu siguranță și de dieceza de Iași, pentru că în mod obișnuit, periodic, trimitem niște rapoarte la Vatican despre starea diecezei, numărul de credincioși, numărul de copii, de tineri, de căsătorii care se încheie, botezuri și toate realitățile care privește școala, de exemplu, sau numărul preoților care activează, numărul călugărilor și călugăriților. Și spunem noi că dieceza de Iași, în ciuda unui număr relativ mic de credincioși, pentru că suntem o minoritate, totuși cifrele sunt îmbucurătoare și mai ales avem și barometrul din dieceză, unde încă avem biserici care se umplu cu credincioși, copii care vin cu regularitate la slujbile lor sau la pregătirea catehetică, tineri care fac parte din diferite asociații și, sigur că, în calitate de episcop auxiliar și de membru al acestei dieceze, înclin să spun că avem o dieceză frumoasă. O părticică din această grădină este dieceza de Iași și arată destul de bine pentru posibilitățile pe care le avem și mai ales pentru situația pe care am trăit-o nu de mult, atunci când biserica nu putea să apară în public, nu putea să funcționeze cu toate structurile ei. Ați spus foarte bine și preasfinția voastră despre faptul că Papa Francisc promovează umanitatea, are o înțelegere deosebită și a plecare, aș spune, către persoanele defavorizate, către cei săraci, către oamenii simpli, oamenii cu probleme, să spunem. Și cu atât mai important mi se pare mesajul acesta de prezența a Sfântului Părinte în țări care nu sunt majoritar catolice, în țări arabe, în țări predominant ortodoxe. Credeți că prin astfel de trasee, de pelerinaje, de întâlniri, de vizite, ar putea să aibă o influență mai mare asupra oamenilor puternici ai lumii, cărora să le influențeze deciziile? Până acum, din toate vizitele pe care Sfântul Părinte le-a făcut, și nu numai în țările cu tradiție catolică, dar și în alte țări, chiar musulmane, s-a văzut că impactul a fost foarte puternic asupra societăților respective. Indiferent de crezul oamenilor sau de apartenența lor la un cult sau altul, toți au perceput aspectul acesta uman al Papei. El vine să spună un cuvânt oamenilor, dincolo de crezul lor, despre problemele vieții. Și mai ales ceea ce atinge foarte mult inima tuturor este această simplicitate cu care Papa se adresează în cuvântările sale. Uneori lasă discursul oficial și improvizează pe loc anumite fraze, îndemnuri pe care le simte atunci că trebuie să le spună oamenilor pe care îi are în față. Dar totdeauna acest impact pornește de la faptul că atinge cu degetul, am putea spune, rănile unei societăți, iar oamenii se simt totdeauna mângâiați sau întăriți după un asemenea contact cu suveranul pontif. Zic, indiferent de cultul de care aparțin, mă refer la țările musulmane unde a fost Papa, știu că totdeauna a fost nu numai curiozitatea oamenilor, dar a fost și această dorință să asculte un mesaj foarte actual și deosebit față de cel care este
propagat prin alte mijloace de comunicație. Și ajungem mai aplicat la vizita de la Iași și aș vrea să vă rog acum și în calitate de coordonator general al acestei vizite să ne oferiți mai multe detalii despre momentele în care ieșenii, toți cei care doresc să-l întâlnească pe Sfântul Părinte, pot să fie prezenți. Cred că sunt necesare sfaturi pe care să le oferiți deopotrivă ieșenilor, dar nu numai lor, pentru că sigur vor fi foarte mulți oaspeți în orașul nostru. Ce ar trebui să știe dacă vor să-l întâlnească pe Papa Francisc, în afară de informațiile pe care sigur le poate culege fiecare, cred că din secțiunea specială pe care ați deschis-o la Episcopia Romano-Catolică, un site dedicat. Desigur, toți ne dorim să fie o vizită reușită. Această reușită a unei vizite depinde foarte mult de pregătirile care se fac și care de obicei încep cu mult timp înainte, pentru că sunt o mulțime de aspecte pe care noi trebuie să le avem în vedere, nu numai pornind de la ospitalitatea specifică nouă românilor, de a-l primi pe Sfântul Părinte Papa și suita care va veni din Vatican, dar este vorba de această atmosferă generală care se creează în mod obișnuit în jurul papei care vizitează o țară sau o provincie. Și de aceea, sigur că sunt binevenite niște pregătiri care să pună la punct toate detaliile, pentru că toți cei care vor ajunge să-l vadă pe papa să se simtă bine, să simt într-adevăr că au trăit un moment deosebit. Pentru aceasta sunt aspectele organizatorice, logistice, dar și pregătire spirituală. Mă gândesc că înainte ca oamenii să vină la Iași pentru a-l vedea pe Sfântul Părinte Papa Francisc, au nevoie de o pregătire și cred că pregătirea aceasta catehetică, spirituală, este foarte importantă. Pentru că mulți au auzit de papa, dar mulți poate nu cunosc suficient de bine, de exemplu, biografia sau câteva linii care caracterizează magisterul său, adică învățătura sa, pe care o prezintă de obicei în enciclici, în diferite cărți sau documente. Apoi, bineînțeles că sunt aspectele legate de pregătirea liturgică. Va fi o celebrare care include și momente de rugăciune, momente de cântare și de aceea și aceste aspecte le avem în vedere pentru că știm foarte mult cât se implică poporul atunci când știe să răspundă sau să cânte împreună, să-și manifeste entuziasmul lor și astfel să creeze un cor, să fie o inimă și un suflet în jurul păstorului lor, a papei de la Roma. Așadar, cred că se poate vorbi de o mobilizare generală în acea perioadă și de o implicare a tuturor celor care pot să asigure un climat special unui astfel de moment. Vorbim de un eveniment deschis la care cu siguranță vor participa și pot participa nu doar catolicii, ci orice persoană care dorește să fie în preajma papei. Există un nivel ridicat de așteptare a papei Francis și tocmai de aceea, pentru că sunt aceste așteptări, vor fi și măsuri sporite, cred că, de siguranță. De fapt, se știe locul în care va avea loc evenimentul sau s-a gândit acest loc, e sigur, se mai gândește? Da, înainte de a specifica acest lucru, vreau să spun că nu vom fi singuri în organizarea acestui eveniment. Desigur, vizita papei privește și societatea civilă. Papa a fost invitat și de președintele țării. Este o onoare pentru municipiul Iași ca să fie prezent în Iașul cultural, capitala culturală a Moldovei, capitala tineretului, așa cum s-a declarat recent și de aceea cu siguranță că și autoritățile locale sunt interesate și dornice să facă o bună pregătire. Pentru că singuri așa din partea bisericii nu putem chiar
face totul, întrucât implică o logistică, o pregătire externă, până și locația pe care va trebui să o găsim, nu depinde de biserică, dar se va concorda cu municipiul, cu conducerea primăriei. Sau celelalte aspecte legate de ordine, de transport, o mulțime de lucruri pe care noi le vom aranja împreună cu primăria. Și în acest sens, sigur că ne așteptăm la o prezență foarte mare de credincioși, nu numai catolici, dar și de și ortodoxi și alte confesiuni, toți sunt bineveniți. Nu putem aprecia de pe acum cam care va fi cifra, dar credem că va fi totuși la nivelul marilor întâlniri care caracterizează prezența papei într-un loc sau altul. Sigur că nu suntem într-o țară cum majoritar catolic, unde se adună 1 milion sau 3 milioane de credincioși pentru o întâlnire cu papa, dar estimez că totuși vor fi câteva zeci bune sau dacă nu peste 100.000 de credincioși. Ori pentru aceștia va trebui să găsim un loc care să permită o plasare bună, amplasare bună pentru a avea vizibilitate la scena pe care va sta papa. Vom fi ajutați, bineînțeles, și de mijloacele moderne, aceste ecrane care se vor monta pentru a avea imagini mai apropiate. Dar cu siguranță Iașiul are câteva locuri, dar așa când ieșim prin oraș în ultimul timp, tot am analizat locurile mai largi. Sigur că privirea s-a îndreptat spre piața din fața Palatului Culturii. Credem că este locul cel mai potrivit, unde pot încăpea foarte mulți pelerini care vor veni în acea ocazie, plus prelungirea pe Bulevardul Ștefan cel Mare, care va asigura o vizibilitate directă spre acea scenă. Și vorbim și de un simbol al Iașului. Sigur, chiar ne bucurăm că fundalul acestei scene va fi chiar Palatul Culturii, un simbol pentru Iași, și este Iașul istoric. Putem spune că este locul cel mai potrivit și sperăm că, sigur, va rămâne până la urmă la acest loc, în acord cu municipalitatea. Recent, tinerii din dieceza noastră au avut șansa să se întâlnească și, de ce nu, să se pregătească deja spiritual, pentru că au avut o întâlnire cu Papa Francisc în Panama, la Ziua Tineretului, Ziua Mondială a Tineretului. Au fost și câțiva tineri din dieceza noastră și au avut șansa să-l întâlnească deja pe Papa Francisc. Mă gândeam, apropo, de locurile în care se adună milioane de catolici, de această dată majoritar tineri. Au fost momente frumoase, cu siguranță, și la această întâlnire, și tinerii se vor întoarce acasă cu gânduri frumoase. Cu siguranță, pentru că am urmărit și eu imagini din Panama și am văzut, sigur, foarte mulți tineri. Păcat că din Europa, de data aceasta, nu au putut să meargă prea mulți, dat fiind că este iarnă, dar și sesiune de examene pentru studenți. Foarte departe. Foarte departe, dar ne bucurăm că a fost acest mic grup din dieceza de Iași. A fost un grup de 40 din România, soțiți de un episcop și de doi preoți. Dar a fost bine pentru că a fost deja într-un prim contact cu papa și chiar bucuria exprimată de unii tineri care imediat prin mijloacele moderne au transmis imagini alături de un prelat sau altul sau de un episcop sau de un cardinal. Și aceste vederi de ansamblu cu toată celebrarea, cu siguranță că a fost o bună pregătire pentru ei și sosind acasă, cu siguranță că vor transmite același entuziasm tinerilor, în special din dieceză, pentru acest moment. Cu siguranță vor fi mai mulți în 2022 la Lisabona, în Portugalia. E mult mai aproape pentru noi. Cu siguranță, da. Și cred că vor fi mult mai mulți tinerii care vor merge. Ne întoarcem la acest moment unic, aș spune, pentru noi. Și aș vrea, ca la finalul interviului nostru, să transmiteți un gând din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iași, a Preasfințitului Petru Gherghel, despre acest moment și ce ar trebui să rețină
cei care doresc să fie aici câteva elemente pe care să le aibă în vedere până la momentul 1 iunie. Aceea este data la care sperăm să fim în preajma Papei Francisc la Iași. Sperăm că va rămâne această dată, da, așa cum calendarul deja a fixat, dar împreună cu preasfințitul nostru episcop Petru, preiau cuvintele din logo-ul acestei vizite, să mergem împreună, toată dieceza împreună, să mergem în întâmpinarea Papei Francisc, pentru că împreună, apoi, sub ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria, să pășim mai departe pe acest teren al trăirii credinței în zilele noastre. De aceea și credincioșii care vor veni, într-un mod deosebit ne gândim la tinerii care au nevoie de un impuls puternic pentru a face față tuturor provocărilor din societatea actuală, din lumea modernă. Mă gândesc la familiile care au nevoie de un mesaj puternic, pentru că știm de fenomenul emigrației și mai ales cât suferă familia astăzi din cauza un pic a înstrăinării de aceste locuri. Mă gândesc la bolnavi, la bătrâni pe care Papa îi are la inimă. Și de aceea, cu toți împreună, cred că nu va fi doar o simplă curiozitate de a-l vedea mai aproape pe urmașul Sfântului Petru, pe cel care ține locul lui Hristos pe pământ, deci Papa de la Roma, dar va fi practic un moment de întărire în credință. Ne amintim de acel loc dintr-o scrisoare din Evanghelie, unde Hristos a vorbit cu apostolul Petru și după ce a vorbit cu apostolii, i-a spus: Petre, după ce te vei întoarce la frații tăi, întărește-i în credință. Cred că Papa vine să ne întărească în credință, pentru că este urmașul lui Petru și își va îndeplini această misiune pe care a avut-o Petru, ca întorcându-se la frații săi, la credincioșii pe care îi are sub păstorire, să întărească în credință. De aceea spun tuturor celor care vor veni să vină cu multă credință și multă iubire în sufletul lor pentru a se lăsa întăriți de urmașul lui Petru. Vă mulțumesc, Preasfințite Aurel Percă, pentru aceste frumoase gânduri, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Sunt sigură că vom reveni cu echipa TVR Iași pentru a informa cât mai bine, cât mai corect, cât mai amplu și mai aproape de eveniment, noi cei de la TVR Iași. Iar în perioada 31 mai, 2 iunie, vom fi aici în preajma acestui moment, pentru că trebuie să rămână un astfel de moment în arhiva de aur a televiziunii române. Cu siguranță și pentru studioul de televiziune Iași, pentru că veți avea ocazia să transmiteți atâtea momente frumoase, dar și de pregătire. Cred că vă putem asocia la această pregătire pe care noi o facem la nivelul bisericii noastre locale, a diecezei, pentru că și prin mass media, televiziunea, radioul, contribuie foarte mult la, nu numai la oferirea unor date sau elemente noi, dar această pregătire pe care oamenii o pot face foarte bine urmărind emisiunile dumneavoastră. De aceea vă doresc mult succes și întregii echipe care vă veți ocupa de pregătirea acestui moment.